ce se întâmplă astăzi, efectiv, aici, domnul primar. Da, săptămâna trecută a fost predat în prezența constructorului, proiectantului, celor de la Inspecția în Construcții, celor de la Enel, de la apă, de la gaz, tuturor prestatorilor de servicii și utilități, amplasamentul pentru un nou bloc de locuințe în orașul Petrila, un bloc ANL, la care astăzi începem efectiv lucrările. După cum vedeți, în teren se trasează și Buldo așteaptă la câțiva metri de mine să înceapă efectiv săpăturile la fundație. Este un bloc cu 20 de apartamente, cu două camere, al nouălea bloc pe care îl construim în orașul Petrila pentru tinerii din orașul Petrila. Eu îmi doresc ca să rezolvăm toate cererile de locuință care sunt peste 500 pentru tinerii din orașul Petrila. Aici, pe amplasamentul unde suntem, mai vin încă 3 blocuri de locuințe, 3 ANL-uri și în viitor încă un bloc de locuințe sociale. De asemenea, invit tinerii din orașul Petrila să vină la primărie, că le putem pune la dispoziție în continuare parcele de teren la legea 15/2003 ca să-și facă locuințe, parcele de teren gratuite. Am mai dat încă 35 de asemenea parcele pe care sunt construite deja o parte din casele pentru tinerii din orașul Petrila. Vreau să vă mai întreb, efectiv această lucrare aduce la primărie și câteva locuri de muncă, nu? În mod sigur, da. Astăzi directorul general al societății care a câștigat licitația, am organizat împreună discuție cu un grup de 20 de cetățeni pentru care vor fi angajați la această lucrare și, bineînțeles, sunt cetățeni ai Petrilei care au mai lucrat în construcții și care vor lucra la această investiție. Mulțumesc mult, domnul primar. Să vă dea Dumnezeu sănătate. Mulțumesc, Dani. Am dat cu 2 metri mai încoace.